Este clar că avem probleme legate de poluare. Observ în ultima perioadă tendința unora de a transforma Prahova în groapă de gunoi. Este declarația prefectului Emil Trăgănescu, care a dispus controle în tot județul în privința balastierelor. Dacă unele exploatează legal, altele o fac fără autorizație. Ba mai mult, unele foste balastiere au ajuns locul în care se îngroapă deșeuri periculoase. În cadrul unei conferințe de presă, prefectul, dar și șefii unor instituții abilitate în acest sens, au arătat ce au descoperit pe teren. Din păcate, constatăm că există o tendință de a fi transformați în groapa de gunoi a unora. Ne-a arătat clar că există o problemă pe mediu. O să vedeți în partea a doua a filmării o situație în care pe o zonă, pe o albie a râului Teleajen, avem ceva activitate și pentru unei exploatări autorizate din câte cunosc. Acestea sunt imaginile din cealaltă parte, cred că sunt destul de elocvente. Vedem o zonă în care, din punctul de vedere al documentelor, nu ar fi trebuit să existe nimic. În zona Râfov, Valea Călugărească, vorbim de niște sesizări plecate și de la cetățeni, prin faptul că mulți dintre ei s-au trezit în situația în care terenurile să le fie micșorate prin surparea malurilor aferente sau din vecinătatea râului, și atunci oamenii au sesizat și aici avem și o problemă cu autoritățile locale din zonă. Faptul că au văzut ce se întâmplă și nu au luat măsurile necesare. Adică în autorități din ambele localități? Vorbim de Valea Călugărească. Acolo am avut sesizări pentru surparea unor maluri. Am fost la fața locului chiar personal acolo și am observat, oamenii efectiv s-au plâns, dom'le, uite, de-aia v-am chemat, de-aia sunteți aici, pentru că noi avem terenuri, plătim impozit pe o suprafață și nu mai e suprafața aia. Vorbim de nereguli mari legate de îngroparea de vată minerală, un deșeu periculos. În cazul Valea Călugărească nu este doar o exploatare de agregate ilegală, ci și de păgubirea cetățenilor, care s-au trezit fără terenurile agricole după ce s-a săpat abuziv. Pe fir au intrat și polițiștii și au deschis dosare penale. În zona de la Berceni, colegii de la Apele Române au formulat plângere penală chiar ieri, am primit-o în lucru și permiteți-mi să le dau voie colegilor mei să-și facă treaba, să verifice realitatea celor constatate, iar la Bucov, la solicitarea colegilor de la Garda de Mediu, ne-am prezentat la fața locului, am constatat și noi acea săvârșire a unei infracțiuni de îngropare de deșeuri. Permiteți-mi să nu mă pot pronunța în momentul de față dacă deșeurile sunt periculoase sau nepericuloase. Asta vom stabili urmare a analizelor pe care le vor face laboratoarele cu privire la ceea ce am ridicat de acolo. Nu, încă nu. Durează un pic pentru că ele trebuie dispuse pentru o ordonanță în cadrul urmării penale. La conferință a participat și senatorul Aurel Oprinoiu, președintele Comisiei de Mediu din Senat. Începând cu anul 2023, îngroparea deșeului este infracțiune. Știm de asemenea că poluarea solului și a apei este infracțiune. Adică infracțiune înseamnă dosar penal care trebuie deschis din stat de către Garda de Mediu, care este instituția de mediu care ne protejează pe noi cetățenii, iar Agenția pentru Mediu este instituția care reglementează corect aceste afaceri în domeniul mediului. Prefectul de Prahova spune că controlele vor continua și că se vor face verificări la toate firmele care operează balastiere în județ.